Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. De astăzi avem din nou stare de urgență în energetică pentru următoarele 60 de zile. Decizia a fost luată astăzi de Parlament pentru că exista din nou riscul ca Republica Moldova să fie deconectată de la energia, consumul de gaze. Până spre sfârșitul zilei, problema pare să se fi rezolvat pentru că Moldova Gaz a reușit să transfere către Gazprom datoria pe care o mai avea pentru consumul de gaze din a doua jumătate a lunii decembrie, prima jumătate a lunii ianuarie. Ce urmează să se întâmple mai departe? Discutăm cu invitații din prima parte a emisiunii. În studio sunt domnul Vladimir Bolea, deputat PAS. Bună seara! Bună seara! Domnul Victor Parlecov, expert energetic și ex-director ANRE. Bună seara. Bună seara! Iar cu noi, în legătură prin Skype, este Sergio Tofilat, tot expert în energetică și vicepreședinte al Partidului Schimbării. Bună seara, domnule Tofilat! Bună seara! Haideți să începem de la decizia luată astăzi de Parlament de instituirea stării de urgență în energetică pentru următoarele 60 de zile. De ce 60 de zile și de ce este necesară, dacă mai este necesară, starea de urgență, mai cu seamă că parcă s-a rezolvat problema cu Gazprom, parcă au fost livrați banii. Am să vă rog să vă expuneți, domnul Bolea, okay, la da, dumneavoastră. Da, bine, mersi. Deci, de ce 60 de zile? Doamna prim-ministru astăzi în plenul Parlamentului a lămurit că este vorba despre o previziune pentru luna februarie, luna martie, eventual. Și eu cred că este, iarna, da? Da, exact. Și eu cred că este logic să fie așa, pentru că în final noi vorbim despre un guvern care trebuie să aibă mână liberă, să poată să ia niște decizii prompte pentru a nu permite ca Republica Moldova, într-o perioadă atât de grea din punct de vedere energetic, să rămână fără gaz sau să nu poată găsi soluții prompte și rapide. În acest context, eu cred că a fost o decizie foarte corectă. Da, pe lângă faptul că în această perioadă, deci instituirea stării de urgență creează posibilități juridice pentru adoptarea unor decizii legate de consumul de gaze, ea presupune și alte, adică creează niște incomodități această stare de urgență? Nu. Eu cred că creează oportunități pentru guvern, în realitate, în rest nu creează niciun fel de... Pentru cetățeni nu absolut există nimic. Domnul Parlecov s-a uitat așa în sus? Nu, eu încerc să-mi amintesc, dacă este acolo vreo privedere, dar din cât înțeleg eu, din cât citit, așa a fost citit în plenul Parlamentului, absolut nimic. Nu cred că este vreo limitare pentru cetățeni, este într-adevăr, oferă mai multe competențe guvernului. De ce 60 de zile? De cel puțin, eu dacă, spunem, să mai expun, de cel puțin problema lunii februarie, deci va fi, deci ca să nu ajungem iarăși în luna februarie, scandalizăm subiectul, să începem a căuta soluții iarăși în urgență, să mergem în Parlament. 20 februarie cel puțin e acoperit, dar pe 20 martie deja eu cred că va fi mai ușor, pentru că facturile, banii se vor încasa pentru facturile din februarie, care de obicei mai frig, dar prognoza consumului martie de obicei deja scade, consumurile deja scad și în mod normal în luna martie Moldova Gaz, iarăși, o să vedem ce va întâmpla cu prețurile, dar în mod normal în luna martie Moldova Gaz trebuie să se descurce, dar luna februarie ne paște încă un risc serios și de asta e bine să fie acoperit 20 februarie de această perioadă a stării de urgență. Ok, domnul Tofilat, despre aceeași problemă, care este punctul culminant al greutăților care ne așteaptă în această iarnă în sectorul energetic? Februarie? Eu înțeleg că guvernul a cam scos toate cărțile pe care le avea prin buzunare. A dat toate compensațiile până luna martie acum. Nu mai știu ce poate inventa acum guvernul ca să ajute Moldova Gaz să-și plătească consumul de gaze pentru următoarea lună, februarie. De unde să mai scoată cărți? De unde să mai scoată bani? Nu, pe situații excepționale mai sunt câteva prevederi, deci asta ar permite în caz de necesitate, în caz de deficit de gaz, ar permite Moldova Gaz și filialelor regionale să deconecteze consumatorii neprotejați, adică noi avem consumatori protejați, cei casnici, instituțiile publice care prestează servicii sociale indispensabile,
CET-urile care lucrează doar pe gaz, de exemplu, CET-uri lucrează numai pe gaz, ei nu pot trece la păcură. Asta ar permite termoelectrici, de exemplu, să treacă la păcură, dacă e mai ieftin și mai rentabil economic. Astăzi citeam o știre în care autoritățile spuneau că păcura nu este deloc o soluție, pentru că este mult mai scumpă. Nu oferă nici de cum posibilitatea să avem energie ieftină. Eu n-am acces la prețurile la păcuri. Dacă este așa, mă rog, pot da și niște cifre, dar ok. Nu exclud că la moment situația s-a schimbat. Cel puțin în octombrie era mai eficient de la un anumit preț al gazului, era mai eficient să treci la păcuri. Mai erau și discuții cu partea română care ar fi putut da niște păcuri în credit, pe datorii sau ca în formă de ajutor. Nu știu, detaliile astea nu le cunosc, informații nu avem. Dar cel puțin, din punct de vedere legal, tehnic, starea de urgență ar permite termoelectrici să treacă la păcură dacă este necesar. În ceea ce ține dacă se va repeta sau nu. Aici începem un pic din altă parte. Trebuie să formulăm exact problema. Problema este la Moldova Gaz, iar are un deficit de bani, de cash flow. Trebuie să achiziți gazul astăzi, dar încasezi banii abia peste o lună, o lună și ceva. Deci pentru gazul livrat și achitat în ianuarie, Moldova Gaz încasează banii în a doua jumătate a februarie. Da. Respectiv, apare un deficit de casă, așa se numește el. Problema deficitului de casă o rezolvă întreprinderea prin emisie de acțiuni. Acționarii vin și dau bani, inclusiv Gazprom. Prin emisie de obligațiuni, atragi bani de la investitorii privați sau prin adresare la instituțiile bancare. Având în vedere că Gazprom nu întreprinde absolut nicio măsură ca să-și îndeplinească obligațiile de acționar, băncile nu pot acorda credite la Moldova Gaz pentru că au datorii care depășesc de peste 10 ori tot ce înseamnă capitalul întreprinderii și există limitări. Deci au un capital negativ. Nici o bancă nu o să te crediteze. E prea riscant. Și în situația asta, practic, Moldova Gaz nu are instrumentariul necesar să rezolve problema. Gazprom s-a dat la o parte. Deci chiar nu are sau nu caută suficient de bine? Deci, dumneavoastră ați văzut că sunt unii din opoziție și unii experți care spun nu, că de fapt Moldova Gaz treșează atunci când spune că nu găsește nicio soluție. Dar de fapt caută cu adevărat aceste soluții. Poate nu le caută foarte bine și de asta nu le poate găsi. Sunt soluții care, de rezervă care nu au fost încercate. Eu aș întreba conducerea Moldova Gaz ce optimizări la partea de cheltuieli și la partea de plăți s-au făcut, ca unele, de exemplu, unele plăți poți să nu le faci luna asta, le treci pe martie-aprilie, iată cazul cu TVA-ul și decizia care a fost luată la guvern, să le permită să achite TVA-ul și să achite gazul procurat de Energocom toamna, atunci la prețurile spot, să-l achite acest gaz, Moldova Gaz abia în martie, când trecem de sezonul rece. Însă, eu chiar ieri, din curiozitate, am deschis regulamentul BNM privind rezervele la active. Deci orice bancă, atunci când acordă credit, este obligată să facă rezerve la acest credit. Și sunt cerințe față de clienți. Nu poți să dai credit cui tu nu ții în cap. Deci sunt cerințe față de clienți. Și dacă Moldova Gaz are capital negativ, asta e o problemă. Deci, unica prevedere care am găsit-o, că dacă datoriile întreprinderii sunt de peste 30 de ori mai mari decât capitalul propriu, banca automat clasifică creditul în substandard. Deci, în loc de rezerva 2%, ea face rezervă de 30%. Dacă traducem asta matematic, 100 de lei dai clientului și primești dobândă pe ei, restul 30 de lei din sursele proprii îi rezervezi și nu primești dobândă. Bun, e una simbolică. Cu creditul este clar. Nu poți să iei un credit de la bancă. Spun că au încercat mai multe bănci, nimeni nu este deschis săriște în așa măsură. Rămân alte soluții. Întrebarea pe care și-au adresat-o în această săptămână mai mulți este de ce nu intervin acționarii? Moldova Gaz este o societate pe acțiuni care are niște proprietari. Proprietarii, în orice business, atunci când companie se duce de râpă, ori o închizi, ori acționarii intervin încercând să o salveze. Ce vedem noi este că cel puțin Gazprom
se face mort în păpușoi, ca și acționar al Moldova Gaz, nu încearcă să intervină. Înțelegem, cel puțin pe surse am aflat că la ședința Consiliului de Observatori, care a avut loc la începutul săptămânii, n-a venit nicio soluție constructivă din partea acționarilor Gazpromului, acționari din Moldova Gaz, pentru a soluționa această problemă. Ce poate fi făcut și dacă în general poate fi cumva motivat Gazpromul să încerce să-și salveze compania fică? Întrebam de motivat pentru că de fiecare dată când ajungem în punctul în care totul arde, vine pompierul guvernului și stinge focul și este iarăși normalitate pe o lună de zile și iarăși așteptăm să ardă și iarăși vine pompierul și stinge. Orice întreprindere are două surse de finanțare, sursele proprii și sursele atrase. Noi numai ce am discutat, deci Moldova Gaz nu poate atrage surse, acționarul principal Gazpromul nu are să bani. Intervină. Acționarul principal are bani și mai mult de atât este de o parte și alta baricade. Da, domnul să vorbim la ideea domnului Tofilat foarte corect în ceea ce privește sursele proprii. Știți, eu cred că atunci când se va termina auditul care l-a început Curtea de Conturi la Moldova Gaz, când vom vedea datoria din ce este alcătuită ea, o să vedem că pe parcursul timpului a tuturor anilor în care a fost administrată această companie, eu am ferma convingere că de fiecare dată când prețul de achiziție a gazului a fost majorat, nu de fiecare dată a fost majorat prețul de vânzare către consumator. Și din acest considerent a și apărut o sumă mare, eu cred că din această datorie, eu probabil, nu știu, o să vedem în final. Și asta nici nu-i permite companiei să-și facă capital propriu. Pentru că, în final, orice companie cumpără și revinde și trebuie să aibă un adaos comercial, bani care rămân pentru investiții, pentru dezvoltarea întreprinderii și pentru acoperirea acestor necesități. A fost o administrație, din punctul meu de vedere, extrem de haotică, prostească, populistă și extrem de politică, absolut. Și fără niciun fel de componentă economică în baza ei. Ne mai vorbim de gazele care sunt distribuite în stânga Nistrului, la preț de un leu, de o rublă și de etc. Acum, în ceea ce privește partea din Republica Moldova, evident este pentru prima dată când noi nu mai suntem tratați, știți cum, ca fratele mai mic, de fratele mai mare, dar ni s-a spus foarte clar că suntem parteneri comerciali. Adică ce suntem? Suntem parteneri comerciali. Astăzi, prima dată am ascultat, am auzit un mesaj, cum să zic, mai dur din partea prim-ministrii în plenul Parlamentului, dacă până acum guvernul încerca așa să trateze ca pe un ou relațiile cu Gazpromul, astăzi am auzit niște mesaje tranșante din partea prim-ministrii în Parlament. Nu putea să fie de altfel, doamnă Raț, pentru că în final noi vorbim despre un acționar majoritar care deține 65% dintr-o companie care are niște obligațiuni asumate de a livra gazul. Noi nu ne temem de ei, noi cunoaștem Republica Moldova, noi știm cetățenii noștri, sărăcia care a fost adusă în 30 de ani, pentru că dacă în toți acești 30 de ani vorbeam cu domnul Victor înainte de emisiune, în Republica Moldova aveau loc creșteri de salarii, pensii, anual, gradual, dar nu se ocupau cu lucruri populiste, le povesteau povești oamenilor, dar se ocupau de creștere și dezvoltare economiei. Noi nu ajungeam acum în pragul ăsta dezastruos, când niciun om practic nu poate face față creșterilor astea masive de prețuri la tot, înțelegeți? Niciun om, pentru că prețurile și în România, și în Germania, și în toate țările, dar cetățenii fac față pentru că au salarii respective. În parcursul anilor s-au majorat salarii, s-au majorat pensiile. Numai Republica Moldova nu s-a întâmplat nimic din toate astea. O să vedem dacă atunci când încheiați dumneavoastră mandat o să fie salariile atât de mari încât sperăm o să putem să reușim, pentru că suntem axați pentru acest lucru. Dar noi acum vorbim despre altceva. Vorbim despre problema extrem de mare și Moldova Gaz, împreună cu Gazprom, cu acționar majoritar, a ieșit în fața noastră și cu așa un zâmbet în colțul gurii ne-a spus avem niște relații strict comerciale. Moldova Gaz a ieșit? Nu, Gazprom. I-am spus Gazprom. Da. Avem strict comerciale și vă rog frumos. Și asta v-a surprins? Adică în momentul în care semnam contractul, noi credeam că domnul Miller va fi foarte drăguț și va zice... Nu, ne-am întors la ceea ce a spus domnul Tofilat în a doua parte. Este acționarul majoritar care trebuie să facă demersuri ca să aibă toate pârghiile în mâna lui, ca să aibă cash flow, pentru că au 65% totuși din întreprindere. Așa, și ei nu fac nimic pentru că... Dar de ce să facă? Pentru că în momentul în care arde totul, vine guvernul și zice, bun, înțeleg, e greu, voi sunteți vinovați, deci o să lăsăm oamenii fără gaze. Da, și eu cred că noi o să intervenim de fiecare dată. Șantajul ăsta o să meargă de fiecare dată? Haideți, iarăși, fundamental, problema nu este a Gazpromului. În general, Gazpromul fără contract în Republica Moldova trăiește tot normal.
Eu o problemă cu regiunea transnistreană. Cumva, dacă nou contract pentru regiunea transnistreană se termină tot independența Transnistriei și tot făcu despre statalitatea regiunii transnistriene. Da. Da, da, nici noi n-am încercat cumva să punem în pericol această... Asta e una. Doi, problema noastră nu este... Problema este în faptul că noi nu avem, la momentul de față, și asta a fost, am văzut clar pe 30 septembrie. Deci pe 30 septembrie, atunci când Gazprom a spus că noi avem pentru voi numai 60% din volum, s-a văzut foarte clar că noi alternative n-avem. Bun, nu știam că nu avem alternative. Nu. Adică noi credeam că avem alternative. Tehnic, repet, tehnic, gazoductul... astăzi noi avem posibilitatea de a duce gaz din câte vreți surs. Începând din SUA putem să aducem gaz dacă vreți. Și din Qatar, și din Azerbaijan, și de unde vreți. Tehnic, posibilitatea asta există. Din ianuarie 2020. Ok, prețul. Doar că prețul este o problemă, dar cea mai mare problemă e că noi nu am făcut, noi între timp nu s-a lucrat pe identificarea unor parteneri comerciali alternativi Gazpromului. Asta nu poți să faci într-o zi. Deci atunci când te pomenești fără contract pe 30 septembrie, nu poți până la 12 seara să-l suni pe cineva, zici, spate pe 3 ani de zile sau 5 ani de zile niște gaz. Asta nu se face așa. Deci relațiile astea se construiesc, se dezvoltă, cu asta trebuie să te ocupi. Și eu cred că, la modul practic, cel mai important subiect pentru noi este ca acea posibilitate tehnică de a aduce gaz în Republica Moldova din alte surse să fie valorificată și să fie sprijinită din niște demersuri comerciale, cum vorbim, pentru alți parteneri. Nu exclud că Gazprom va rămâne principalul partener pe gaz. Exact. Nu exclud. Dar capacitatea noastră, asta e și ideea, capacitatea noastră de a negocia niște condiții bune cu Gazprom depinde anume de sursele de alternative. Cât noi putem să spunem și ce alternative avem noi. Și când ar trebui noi să începem să căutăm aceste alternative? Alaltăieri. Alaltăieri. Cred că guvernul caută permanent. Dumneavoastră credeți sau știți? Eu am fermă convingere că da. Eu cunoscând știți, guvernul nostru, dacă undeva deja păi, să ne întoarcem la aceeași lună octombrie, să vedem cum guvernul totuși a gestionat această criză. A cumpărat volume foarte mici. Absolut de acord și la prețuri foarte mari, da. Dar noi am demonstrat că suntem capabili să facem lucrul ăsta. Nu știu dacă suntem capabili să cumpărăm volume mari. Noi am văzut că putem cumpăra volume foarte la mici. La necesitate, eu cred că și dacă ai bani poți să le cumperi. Numai că atunci când tu vii din scurt, și tu nu ai o continuitate, de-abia acum introducem o nouă lege a energiei electrice ca să nu fim în aceeași problemă, diversificăm să avem 70 la 30, pentru că noi nu putem să avem numai 100% de la 1, ca și cu gazul, și atunci când tu lucrezi permanent, cum spune domnul Parlecov, cu cineva, poate tu iei de la dânsul 10%, poate tu iei 15%, ai contract și continuitate în activitatea ta, el își asumă niște obligațiuni să-ți livreze ții permanent, tu îi spui în luna aia vreau atât și tu lucrezi cu el permanent. Dar când vii de azi pe mâine, întotdeauna e prețul cel mai mare și întotdeauna ești ultimul. Da. Eu vreau să revenim la cum trecem peste iarnă, pentru că acum principalul obiectiv de țară este să rezistăm în această iarnă. Spuneam că în principiu guvernul a dat tot ce a putut să dea. Compensațiile pentru ianuarie-martie deja le-am transmis ca să fie plătită tranșa asta de bani care era necesară. La mijlocul lunii sau spre sfârșitul lunii februarie vine următoarea scrisorică, probabil, dacă nu se reușește. Și atunci, dacă ar fi să ne gândim măcar cu o lună înainte, ce fel de soluții putem dacă identifica? Da. Eu am să-l citez aici pe domnul viceprim-ministru, pe domnul Spânu, el spunea în felul următor. Dacă nu era problema pe 20 să se pună atât de strict de către Federația Rusă, dar se permitea încă 2-3 zile, datorită faptului că cetățenii din Republica Moldova sunt foarte onorabili și noi le mulțumim pe această cale, reușeau să încaseze bani și să-și plătească. Deci noi considerăm că acest moment de respiro care le-a dat acum guvernul, transferându-le toate compensațiile în avans, o să le permit ca ei să înceapă să acumuleze și să facă anume acest cash flow de care au întotdeauna nevoia aceasta foarte mare. Pentru că este pentru prima dată în istoria când Republica Moldova lucrează cu ei și inclusiv din 2011, când a fost semnat această obligațiune din partea Republicii Moldova ca să plătim pe data de 20 avansul, este pentru prima dată când guvernul nostru este impus în astfel de condiții. Domnul Bolea, ce vă face să credeți că pe 20 februarie situația se va schimba și oamenii vor plăti mai devreme? Nu, oamenii deci, nu vor plăti mai devreme. Oricum va fi deci necesar de 2-3 zile. Da, acum au încasat niște bani,
care oricum nu acoperă cât va fi necesar. Dar acum oamenii încasează ceea ce ar fi trebuit să plătească până pe data 20, dar ele până pe data 20 februarie vor fi bani. Vor fi cei care trebuiau să fie acumulați până pe 20 ianuarie. Dar noi va trebui să plătim jumătate de ianuarie și jumătate de februarie. Iarăși o să ne pomenim exact în aceeași capcană pe care ne-a întins-o Gazprom. Se va descurca Moldova Gaz de data asta? O să vedem dacă se va descurca Moldova Gaz, depinde de mult și de prețul pe luna februarie. Pentru că această componentă de spot care este în formula de preț, poate să ne joace festa. În luna trecută prețurile mergeau destul de liniștit până în ultima decadă a lunii decembrie, când s-a pornit un raliu și asta ne-a jucat festa și a dus prețul pe luna ianuarie la 650, cu $200 mai scump decât în decembrie. Dacă noi vom avea un preț relativ liniștit, la, iarăși la 450, la $500 la 1000 de metri cubi, până la, în luna februarie, cu scârți, cu chiu, cu vai, eu cred că se poate descurca. Repet, aici mai este un element. Starea de urgență permite guvernul, deci tot, asta când spuneți că s-au epuizat toate instrumentele, s-au epuizat instrumentele legate de banii care au fost alocați până acum în, prin deciziile din noiembrie. Exact. Deci, eu, din cât înțeleg eu, bugetul nostru acum nu e în cea mai rea stare. Bugetul nostru încă mai permite careva, și guvernul chiar a anunțat că va face în caz dacă se vor majora suplimentar tarifele. Noi compensăm. Vor mai majora. Adică mai există marjă de manevră pe acest subiect și anume introducerea acestei stări de urgență permite guvernului în mod flexibil măsurile acestea să le... Adică o nouă injecție din partea guvernului. Eu în general consider că noi trebuie să terminăm ceea ce am început în luna noiembrie cu termoelectrica. Ce înseamnă să terminăm? Adică o parte din datoria termoelectricii față de Moldova Gaz a fost procurată prin Energocom, dându-i pe de-o parte bani la Moldova Gaz, pe de altă parte micșorând stocul de datorii de la termoelectrica la Moldova Gaz. Da. De ce asta este important și asta trebuie să înțelegem? Termoelectrica este cel mai mare unic consumator de gaz din Republica Moldova. El consumă circa până la 30% din gaz anual, din volumul de gaz anual. Da, el adevărat că îl consumă mai mult în perioada de iarnă, dar oricum. Păi problema e că chiar și dacă noi astăzi am fi avut un furnizor alternativ care ar fi de acord să ne livreze gaz astăzi, de pildă, nu cu 650, dar cu 300, cu el vinzi tu? De, ai nevoie de consumator. Ai competiție pe piață. Eu am dreptul să aleg de la cine vreau să cumpăr, nu? Ai dreptul să alegi dacă ți-ai plătit datoriile față de precedentul. Deci dacă te-ai achitat complet cu furnizorul existent, atunci ai voie să schimbi furnizorul. Dacă nu te-ai achitat, n-ai voie. Și de asta eu cred că problema stocului de datorii termoelectricii față de Moldova Gaz trebuie rezolvată, indiferent că asta va fi făcut în cadrul rezolvării problemei cu cash flow din februarie sau din altă parte. Dar asta ea oricum trebuie rezolvată pentru a permite termoelectricii, în caz de apariție a unei oferte convenabile de preț la gaz, să beneficieze de dânsa, că altfel noi n-ați putem beneficia. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, dar întâi de asta vreau și opinia domnului Tofilat, că a stat cu minte și a așteptat. Este o problemă contabilă mai mult despre care discutăm, deci sunt trei aspecte care să menționez. Prima, este deficitul de casă pe care îl are Moldova Gaz. Da. Foarte simplu, iată, ca și orice vânzător, îți trebuie 100 de lei, să te duci să iei marfă, să o aduci, să o vinzi și peste o lună încasezi banii și poți continua activitatea. Dacă nu ai acești 100 de lei, nu poți porni activitatea. Dacă ne uităm la Moldova Gaz, deficitul lor de casă e în jur de 100-120 de milioane de dolari. Reieșind din volumul de consum în perioada de iarnă, în jur de 200 de milioane de metri cubi, prețul 500-600 de dolari. Deci iată deficitul care lor nu le ajunge. 74 de milioane de dolari guvernul le-a dat în octombrie, sau nu, pardon, în noiembrie, prin răscumpărarea datoriei termoelectricii, încă 26 de milioane le-a dat astăzi prin achitarea compensațiilor în avans. Deci, în principiu, deficitul de casă, problema deficitului de casă e rezolvată. Rămân altele două. Pentru această lună? Nu, în general. Deci ei au, da, cash-ul. S-a rezolvat.
Ei au alte două probleme. Una ține de majorarea prețului de achiziții în ianuarie, de 646, noi în tarif avem 430. Deci pe ianuarie noi trebuie să majorăm tariful ca să putem acoperi costurile. Și în februarie îl dăm înapoi, cum se ieftinește. În afară de asta, mai este problema cu tariful la energie. Da. Despre tariful la energie vreau să discutăm după publicitate, dacă el trebuie să crească și cum trebuie să crească. Tot atunci vreau să discutăm și despre un alt aspect. Poate Guvernul Republicii Moldova să folosească această criză, această situație pentru a crește cota în Moldova Gaz prin emisie de acțiuni, prin a încerca să profite de situația în care oricum ajută Moldova Gaz și își rezolve problemele cu Gazpromul, dar asta după publicitate. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică, la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Noua mutație Omicron. Ne așteptăm la o creștere foarte mare a numărului de cazuri. S-a determinat că se transmite mult mai repede. Virusul se multiplică la nivelul căilor respiratorii. Microorganismul vrea să trăiască într-o simbioză cu omul. El nu vrea să-l ucidă pentru că moare și el. Persoanele vaccinate au protecție mai mare. Credeți că Omicron este acea variantă a COVID cu care noi deja v-am trăit odată? Omicron, sfârșitul pandemiei sau un nou an de criză? Aflați marți la Efect 9.6 de la 22:30 la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Câte secrete se pot ascunde într-o cutie neagră? Crime, furturi, corupție, injustiție. Ce căutăm noi? Urme, amprente, probe, adevăr. Duminică, ora 19:45. Scoatem din cutia neagră cele mai tari investigații. Acest produs este recomandat procurorilor, judecătorilor, demnitarilor de stat și tuturor celor cu intoleranță la corupție. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum.
Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă. Am revenit în studio înainte de pauză. Am rămas la un subiect care probabil față de care cetățenii au cel mai mare interes. Ce se întâmplă mai departe cu tarifele? Multă lume zice că și așa este complicat să faci față sumelor care vin în facturi pentru consumul de gaze iarna și dacă se mai scumpește, va fi și mai complicat să îți poți onora obligațiile lună de lună la timp. Să ne așteptăm la aceste majorări de tarife. Conducerea Moldova Gaz a zis că se va adresa foarte curând către ANRE ca să revadă tarifele la gaze pentru că o parte din datoriile pe care le acumulează ei față de Gazprom și sunt și din cauza că tarifele nu au fost ajustate și nu acoperă toate cheltuielile pe care le au. Adică lucrurile sunt legate între ele, de fapt. Domnul Tofilat, dumneavoastră ați început atunci să vorbiți înainte de pauză. Da. Da, mai mult ca atât, ca să încheiem subiectul ce se va întâmpla cu achitările în februarie și martie. Deci vorbeam de o problemă, deficitul de casă. În principiu, guvernul a alocat deja aproape 100 de milioane de dolari și a acoperit această problemă la Moldova Gaz. Mai rămân altele două. Pe ianuarie, spuneam, tariful e 430, e calculat, reieșând din prețul de import, 430 de dolari. Da. Noi, real, plătim 646. Deci tariful nu acoperă, pe ianuarie trebuie să-l majorăm, dacă vrem să avem gaz. Și o a treia problemă care a apărut în noiembrie, a fost ajustate tarifele la gaz pentru ceturi, dar ceturi la noi produc energie electrică. Însă tariful pentru energie electrică n-a fost revizuit. Și acum se primește că furnizorii de energie n-au suficienți bani să achite cu ceturile și ceturile cu Moldova Gaz. Și Moldova Gaz n-a să aibă din ce plăti la Gazprom. Deci sunt un șir de factori care toți sunt legați între dânși, pe lanț. Da. Da. Și acum se primește că trebuie să revizuim și tariful la energie electrică. Politic. Noutățile, știți cum, era într-un film... Deci bun în această iarnă mai greu, da? Da, iarna asta va fi, din păcate, una foarte grea. Veștile bune, nu, veștile rele, de dorit să le aflăm din timp. Iată, veștile proaste, pe lângă faptul că s-a scumpit, vorbeam, tariful la gaz pentru ceturi, și energia de la ceturi s-a scumpit și trebuie să ridicăm acum tariful la energie. Ne mai așteaptă o surpriză în aprilie, pentru că noi azi energie 80% undeva de energie o cumpărăm de la Moldavska Grescu, 53 de dolari jumate, iar în Ucraina prețul acum e peste 120. Da, el o să mai scadă în primăvară, dar cu siguranță nu o să ajungă, nu să scoboare la 53. Deci în aprilie probabil ne mai așteptăm la încă o majorare. Deja la energie electrică. Cel puțin ieșim din iarnă, nu o să mai avem așa facturi la gaz și va fi cumva ceva mai... Și ca să nu ne relaxăm, începem să plătim facturi mai mari pentru energie electrică. Politic, dacă pe subiectul gazului, este un risc care trebuie să-l anticipăm, pe lângă, iată, plățile astea. Pe 1 mai expiră termenul când trebuia făcut auditul. Da, eu vreau despre audit un pic mai târziu, un pic mai târziu, okay. Ca să le luăm pe rând. Acum vorbim ca să mai rămâne un pic la tarife. Politicul de fiecare dată a intervenit în istoria Republicii Moldova ca să dea capacul la o parte, a aburii să nu buhnească acolo și când era vorba despre scumpiri, le făceau treptat, interveneau și ziceau, hai mai târziu. De data asta va interveni politic, e clar că nu-i convine să se mărească tarifele, dar va încerca să intervine să oprească aceste majorări sau va încerca să le compenseze pentru că... Sunt două modalități. Ca să nu denatureze cu tot. Sunt două modalități de a gestiona situația dată. Deci o modalitate este să te faci că plouă, să te duci la Moscova și să le spui că eu am să slujesc și am să-ți vând patria pe toți oamenii pentru organe, pentru ce vrei tu. Dar vedeți nimeni nu ne-a spus ce ni s-a cerut. Nu, eu vă spun, nu. Să vindem patria, nimeni nu. Nu, eu nu vă spun, exact. Eu nu vă spun ce s-a cerut acum. Eu vă spun cum s-a întâmplat și care sunt două modalități. Este una, asta,
Și tu vii aici, te faci că plouă, nu majorezi tarifele pentru cetățeni, pentru că știi că ei sunt săraci și sunt sărăciți de hoția ta, că tu, politician, n-ai făcut nimic ca să faci situația bună în țara ta. Te faci că nu vezi prețurile alea foarte mari. Federația Rusă face că nu vede că tu nu plătești 400 de milioane de dolari datorii și totul se acoperă până la un moment dat. Deci, la un moment dat, oricum trebuie să plătești datoriile tale. Ce s-a întâmplat acum? Reușești tu să treci un mandat. Îți treci mandatul tău, tu nu mai ești deputat, tu ai stat foarte bine. Nimeni nu zice că pe timpul tău înghețat de frig și a murit de foame. Sau a doua. A doua este cea matură. Atunci când tu vii, așa cum spune domnul Tofilat, spui noutățile și vorbești cu oameni, pentru că tu ai respect pentru cetățenii tăi, da. Tu nu-i minți și faci tot absolut ce este posibil ca să compensezi din aceste datorii și să iei, preiei o parte din greutatea care o duci cetățeanul și să o acoperi, să o asumi tu ca guvern și să fii alături cu el în aceste momente de restriște. Deci, sunt două modalități. Politicul nu va încerca să intervină ca să oprească majorarea de tarife. Pentru că noi ne furăm pălăria. Okay. Asta se numește. Am înțeles. Domnul Parlicov, dacă aveți ceva de adăugat aici, dacă nu trecem la celălalt, la un alt subiect. Păi, la subiectul tarifelor, s-a spus deja Sergiu, este nevoie de ajustat tarifele. Eu înțeleg de ce se așteaptă mai aproape de sfârșitul lunii ianuarie, va fi mai clar prețul pe februarie, ori prețurile, deci volumele de gaz pe care Moldova le consumă în ianuarie și februarie, sunt două luni cu cel mai mare consum. Adică asta definește o bună parte din prețul mediu pe an. Respectiv, deja mai spre sfârșitul lui ianuarie va fi mai clar cam care aproximativ preț de referință putem lua la stabilirea noilor tarife. Nu exclud că va fi o nouă majorare de tarife. Majorare pornind de la această sumă de 630 sau și mai mult de atât? Pornind de la faptul că prețul pe luna ianuarie a fost de 640 ceva, care oricum va trebui inclus în tarifii cetățenilor. Deja cât va fi în februarie, vom vedea. Important e că acum, deci șocul principal tarifar deja s-a produs. Deci noi am ajustat tarifele de la tarife care au fost calculate în bază de spunem, prețul de achiziție a gazelor de 140-150 de dolari, da, până la 450 de dolari, echivalent, așa. Acum, chiar dacă o să le ajustăm și o să fie un preț mediu pe an luat ca referință vreo 500 și ceva, noi vorbim încă de un 10-15% de majorare. Deci noi adică nu vorbim despre... cât ar putea fi acest tarif? Eu nu cred că să ajungă cum vehicula unii la 15 lei. Eu cred că o să realistii să oprească la 12,5 sub 13. Ok. Domnul Tofila, dumneavoastră vreați ceva să interveniți aici sau mi s-a părut? Da, un mic comentariu. Deci am văzut azi din declarațiile celor de la guvern că, iată, vorbeam de problema că tariful la energie nu acoperă costul energiei produs de ceturi și ca să aibă ele bani suficient să achite cu Moldova Gas, discută despre o potențială creditare. Deci asta ne-ar permite în principiu să nu ajustăm tariful la energie acum, dar să așteptăm în, nu știu, în aprilie. Da. Întrebarea pe care am pus-o eu înainte de pauză, asta mi-ați explicat un pic în pauză lucrurile, dar totuși vreau și în direct să abordăm. Dacă poate și dacă merită Republica Moldova sau Guvernul Republicii Moldove să încerce în această perioadă să-și mărească cota de participație în societatea pe acțiuni Moldova Gaz. Adică de la 35 să, nu știu, să ajungă la 50 sau mai mult. Să vrea să le vândă cineva acțiunile. Asta întrebam. E interesată ar fi interesat și ar fi bine să fie interesată Republica Moldova de asta? Să preia control asupra... Poți să vă răspund cu întrebare la întrebare. Da. Dumneavoastră ați vrea să preluați o companie cu datorii de 8,5 miliarde de dolari? Dar e oricum este a noastră. Eu personal n-aș vrea. E oricum este a noastră. Oricum celor care dețin 50% nu le pasă. Nu. Uitați-vă. Logica creierii Moldova Gaz în 98 sau una din problemele care s-a rezolvat prin crearea Moldova Gaz e faptul că datoria la gaz a regiunii transnistriene nu stă acum pe spatele bugetului Republicii Moldova. Ea este a companiei Moldova Gaz și Moldova Gaz răspunde cu activele sale. Clar că noi avem întrebări față de modul cum și la ce preț au fost transmise acele gazoducte în capitalul Moldova Gaz. Și cum Gazprom în 98 nu și-a achitat cota
Adică n-a stins o parte din datoria Moldovei, dar abia în 2001 iar a stins datoria Transnistriei. Asta e un ghem mare de probleme despre care eu cred că putem discuta vreo săptămână. Nu ne aprofundăm azi. Da, auditul deja trebuie să analizeze chestiile astea. Ok. Dacă mai aveți de adăugat ceva la subiectul ăsta, dacă nu trecem la audit în luna mai, până luna mai trebuie să-l facem și din luna mai trebuie să începem să întoarcem datoria care va fi stabilită prin acest audit. Dacă va fi înțeleg că acceptat de ambele părți rezultatele auditului, că și asta va conta. De cât înțeleg auditul încă n-a fost inițiat, compania care să-l facă încă n-a fost identificată, întrebarea este, noi reușim să ne descurcăm până în luna mai? Acum o săptămână când a fost la Cutia Neagră, directorul Moldova Gaz, domnul Ceban, spunea că cel mai probabil ei vor cere o prelungire acestui termen, deci nu până în mai, nu știu, mai târziu o lună sau nu știu cât de flexibil va fi Gazpromul în acest caz, iarăși cred că nu e atât de greu de ghicit, dacă anume vedem cât de flexibil sunt acum. Anume din cauza asta eu și am spus că de pe acum trebuie să ne gândim să căutăm furnizori alternativi, pentru că nu este exclus, deloc nu este exclus, ca în luna mai, Gazpromul spună, fraților, noi ne-am înțeles, voi nu v-ați ținut de cuvânt, noi nu livrăm. Sau livrăm iarăși volum redus. Deci, luna, terminul din 1 mai, este, știi cum, numai ieșim din iarnă, da. Dar noi trebuie de pe acum să ne gândim că ne paște acest risc și ar fi foarte bine să avem discuții, să pornim. Este compania Energocom, care este companie 100% proprietatea statului, trebuie să-și dezvolte capacitățile de lucru cu piețele internaționale de gază, trebuie să pornească colindatul furnizorilor principali. E adevărat ce a spus domnul Bolea în luna octombrie, în condiții de criză am demonstrat că da, volume mici, da, la prețuri spot, dar am reușit în condițiile în care compania asta niciodată n-a avut așa gen de activitate, niciodată n-au făcut așa ceva. Deci, în termen foarte scurt, s-a reușit. Acum avem timp mai mult. Ideea e că să nu-l pierdem. Ideea că nu așteptăm că luna mai, 1 mai, se va rezolva de la sine. El se va rezolva și vom avea o soluție. Da? Ce putem să facem? Ceea ce spunea. Energocom se ocupe să caute surse de alternative. Dar cineva i-a cerut asta Energocomului să facă? Eu cred că Ministerul Infrastructurii, cu domnul Spân în frunte, se ocupă de aceste lucruri, cu siguranță. Domnul Tofila, dumneavoastră tot așa credeți? Noi avem protocolul semnat de ministrul Spânu, în care scrie că până la 1 mai trebuie să fie făcut auditul. Evident că, ținând cont de complexitatea problemei, până la 1 mai nu au cum să reușească auditorii să facă lucrul ăsta. Mai mult, să luăm așa, trebuie să fie anunțată licitația, asta durează, nu știu, o lună, două, trebuie să fie selectată compania și după aia trebuie să apuce de lucru. Deci, minimum vreo două luni o să dureze până noi identificăm compania care să facă auditul. Asta e deja, poftim, februarie și martie, și în aprilie să facă într-o lună audit, deși clar că nu reușesc. Da, asta ar permite Gazpromului să rezilieze unilateral contractul de livrare a gazului, spunând că voi trebuie să faceți audit, 1 mai, auditul noi, reziliem contractul. Ca să nu ne mirim în situația asta, noi neapărat trebuie să găsim alternativă de procurare a gazului. Deci Energocom trebuie să aibă oferte de contracte pe termen mediu. Nu vorbim de prețuri spot. Da, în cazul rezilierii contractului, în cazul rezilierii contractului va afecta și malul stâng? Pentru că la asta vreau să mă refer. Pentru că, da, în principiu, autoritățile de la Kremlin pot da indicații Gazpromului să înceteze contractul, să rezilieze contractul. Dar atunci nu e clar cum Moscova va livra gaz în regiunea transnistriană sau sunt ei gata să-i lase și pe cei din Transnistria fără gaz? Nu sigur. Eu cred că asta e deocamdată una din principalele noastre pârghii de negociere și de ce noi încă n-am fost lăsați de Moscova să înghețăm de frig, pentru că ei tot au nevoie de contract cu Moldova Gaz. Înțeleg că în luna mai partea dreaptă a malului, în general, cetățenii și agenții economici, mai mult au nevoie de energie electrică. Citați, noi de la bun început... Pe care noi o cumpărăm de la Cuciurgan și depindem de gazul care se consumă acolo. De asta întrebarea este, dacă se stinge gazul aici, vom avea energie electrică procurată din stânga Nistrului sau nu?
Ei parțial au trecut pe cărbune, deci nu, eu nu cred acum, că nu, nu se acum, va ajunge la... În mai, de exemplu. Eu cred că nu se va ajunge la acest scenariu, pentru că atunci și nouă ne va fi greu și regiunii transnistrene. Și asta cumva nu se leagă cu politica promovată de Putin și cei de la Kremlin, că ruschii svăi ne brăsaiu. Svăih ne brăsaiu. Eu nu cred că eu să recurg la asta. Dar noi vorbim de condiții bune pe care noi vrem să le obținem cu Gazprom. Ne este tare subestimați capacităților rușilor de propagandă. Haideți așa. De la începutul crizei acestea, de la sfârșit septembrie, început de octombrie, noi cu domnul Parlikov analizând ce se întâmplă, pentru noi a fost deodată destul de clar că pentru Federația Rusă scopul principal este să discrediteze această guvernare care nu este loială Moscovei, să pedepsească de fapt poporul Republicii Moldova, pentru că noi am decis singuri să ne alegem conducerea, nu să fie numit cineva loial Moscovei. Deci noi, știți cum, vrem să avem o țară democratică, nu să fie un regim totalitar ca în Belarusia, unde n-ai voie să spui nimic, să ieși la protest. Noi vrem să fim liberi, să decidem, să ne conducem de lege. Și pentru asta Moscova încearcă să ne pedepsească. Deci să fie clar, factura care noi o primim astăzi se datorează faptului că Putin vrea să ne pedepsească pentru că vrem să fim liberi, să nu depindem de dânși. Da, ei oferă și prețuri, știți cum, mai mici. Iată, poftim, cel mai bun exemplu, iată, Ucraina. Vorbeam, 2010, Harkovskie Soglașenie. Da, le-a dat o reducere cu 30% la gaz. Da, și vedeți, au prelungit contractul de aflare. Vedeți că problema cea mare este că politicul nu ne-a povestit despre această parte a negocierilor, partea neagră, da? În prima perioadă de timp nouă ni s-au dat asigurări că condiționalități politice nu au existat. După care au început a apărea zvonuri. După care au început să capite amploare aceste zvonuri. După care am auzit despre faptul că s-a propus un plan COSAC 2, nu știm dacă e adevărat. Astăzi, în adresarea către cetățeni, președinta Maia Sandu tot a lăsat să se înțeleagă că da, putem să obținem un preț mai bun, dar va trebui să tranzacționăm suveranitatea Republicii Moldova. O, în sfârșit, cu jumătate de gură niște lucruri ni se spun, despre care până acum nu ni s-a spus nimic și foarte multă lume a fost tentată să creadă sau să speculeze că nu știu, ai noștri să negocieze, s-au dus și s-au închinat în fața rușilor și au luat ce au propus ei. Adică noi nu știm, am avut soluții mult mai proaste sau asta a fost cea mai bună soluție sau ne-am dus și ce ne-au spus, aceea am acceptat. Deci corect. Atâta timp cât noi nu vom crește costurile politice pentru Moscova, când ei nu vor înțelege că toată nemulțumirea oamenilor pentru creșterea tarifelor se datorează Gazpromului și administrației de la Kremlin, atâta timp noi vom lăsa Moscova să ne creeze probleme. Și de aceea, principala mea solicitare ca și consumator, dacă noi vorbim de solidarizare acum în situații de criză, noi vrem să știm care au fost condițiile politice înaintate de Moscova. Iată aici vreau să intervin. Să spună, da, noi vrem să știm de ce Moscova încearcă, ne-a impus să plătim mai mult. Ce au cerut ei în schimb? Dar dacă plătim planul mai mult, măcar să știm pentru ce. Da. Exact, da. Și atunci să fie clar. Dacă asta e prețul suveranității, domnul Bolea. Avem noi dreptul o să ne fie oferită această informație. Absolut de acord că dacă mai ales au început discuții de genul ăsta, eu cred că urmează probabil ca sau domnul Spânu sau doamna Gavrilița în calitate de prim-ministru să iasă și să ne spună la toată țara care au fost acele cerințe, dacă ele au fost și dacă au existat. Dumneavoastră nu știți? Nu, eu nu știu. Dar așa? Păi, așa. Mi se cred și pentru eu nu lucrez echipa? La guvern, lucrez în sunteți Parlamentul Republicii Moldova. Sunteți în echipa partidului de guvernare. Da, dar eu vreau să spun altceva în continuare ideilor domnului Tofilat. Deci noi astăzi, începând cu data de 11 iulie, avem o fereastră de oportunități unică. Ea a mai fost odată în 91. De 91 până în 2021, această fereastră de oportunități a fost închisă complet. În ce își privește dezvoltarea, schimbarea clasei politice, venirea unor oameni care să creeze, să construiască un stat democratic bazat pe respect pentru cetățeni. Aici deschid paranteză, din acest considerent trebuie să vină și să spună
dacă au fost sau nu au fost condamnați din acestea politice, care au fost ele, ca toți cetățenii din Republica Moldova sau cel puțin cei 700.000 de alegători care au votat PAS-ul pe data de 11 iunie, să știi sigur că prețul la gaz este sau nu este, noi aici îndăm cu presupusul, din acest considerent trebuie să iasă și să spună foarte clar. Au fost condiții politice, n-au fost, dacă au fost, care sunt ele, închid paranteză. Și noi acum, în general, repetăm parcursul care l-au avut țările baltice în anii 91 când n-au semnat tratatul de intrare în CSI. Deci acum, iarna aceasta la noi, se întâmplă exact ce s-a întâmplat în anii 91 în țările baltice pentru că n-au semnat tratatul de intrare în CSI cu majorări de sute de procente la prețuri la gazele naturale, chiar dacă nu era nicio criză europeană. Nu era nicio criză europeană la prețuri. Prețurile la gaz costau derizorii. Dar balticii știau pentru ce plătesc exact. Asta? Exact. Știau că plăteau pentru libertatea lor. Noi știm că plătim pentru libertate. Eu cred că da. Pentru că clasa alegătorului... Ba da, doamna Mariana. Clasa alegătorului din Republica Moldova a demonstrat de zeci de ori că este net superioară clasei politice din Republica Moldova. Net superioară. Înțelegem, dar clasa, oamenii totuși sunt informați și dezinformați. În condițiile în care nimeni nu ne spune ce s-a întâmplat acolo. Nimeni nu confirmă dacă într-adevăr s-a pus în discuție un plan COSAC II, federalizarea Republicii Moldova, oamenii au tot dreptul și nu puteți să-i acuzați de asta, să-i creadă pe cei care spun că s-a dus o echipă de negociatori care nu a fost capabilă să obțină un preț mai bun. Punct. Doamna Mariana, ar fi ultimul spuneți-ne, iată ce am... Eu să acuz alegătorii în general. Da. Ar fi ultimul lucru, în general, ideea este că face eu. Cu oamenii, atunci când îi pui să plătească costuri mari pentru libertate, da, trebuie să le spui de că îi cumpără libertate. Nu, uitează, spre exemplu, domnul Spânu în public a spus în felul următor. Chiar astăzi, în plenul Parlamentului, a spus în felul următor. De ce l-a fost învinuit că s-a semnat acel protocol, nu contract, dar protocol la contractul ăla? Da. Pentru că contractul a fost semnat în 2006, el a semnat un protocol și formula aia. Și apropo, din protocol... Formula nu este în protocol, Din contractul vechi a reieșit prețul în septembrie de 550. Din contractul vechi, nu contract, protocol. Da, da, semnat. Adică din ceea ce a fost semnat încă în 2020, cu mult înainte de a veni. Știm. Și condițiile astea de plată nu are nicio treabă cu... Adică toți ceilalți care acum se consideră atât deștepți și orientați spre interesul național au semnat toate aceste contracte total în dezinteresul nostru național și care permite astăzi să se îngenuncheze și să șantajeze Republica Moldova în fiecare zi. Dar trecem la asta. El a spus în felul următor. În plenul Parlamentului, oferta, da, a fost semnată în baza cererii care au pus-o el pe masă, dar din partea cealaltă a Federației Ruse erau pus 3 sau 4 variante care erau în general inacceptabile. Da, și noi am întrebat care au fost aceste oferte ale puse de către Miller. Ce exact a propus Miller? Ca să ne dăm seama și noi. Are dreptate când spune domnul Spânu că asta a fost cea mai bună? Haideți să discutăm, să întrebăm experți. Iată, au fost 4. Asta prevede așa, asta prevede așa, asta prevede așa. Băi, dacă te uiți la toate 4, într-adevăr îți dai seama că noi am ales-o pe cea mai bună, că restul erau și mai proaste. Deci în condițiile în care cifre. Nu suntem... Poftim? Haideți să discutăm pe cifre. Deci, în primul rând... Da, dar avem foarte puțin timp, adică să țineți cont că mai avem vreo 3 minute. Da, ne străbuim pe scurt. Da. Începând cu 1 octombrie, Gazprom unilateral a modificat formula de preț. Noi astăzi trebuia să plătim un preț în jur de 280-300 dolari. Îl plătim de 2 ori mai mare pentru că Gazprom a modificat formula. Asta e unul. Și doi... Cum Gazprom a... Noi am acceptat ca Gazprom să modifice aceasta. Că n-avem ca să poți negocia, în primul rând trebuie să negociez atunci când prețurile sunt ieftine. Vorbim de vara. La noi vara, guvernul era, nu are cine aproba modificări la bugete, Energocom nu exista ca și... Bun, pe hârtie exista, dar nu aveau capacități. Deci chiar să-ți dorești, nu poți face nici rezerve, nici să găsești alternative. Asta e... Deci condițiile de negociere în octombrie erau cât se poate de proaste. Respectiv prețul care l-au obținut noi, da? Noiembrie și decembrie 450 dolari. Prețul mediu de export a gazului scurtuți, care Gazprom îl vinde în Europa Toflat. Era de 443 de dolari în octombrie și de 503 sau 513 în noiembrie. Deci noi în principiu am plătit prețul mediu european. Ok. Scurt, foarte scurt niște concluzii, domnul Parlicov. Ca și concluzie, eu cred că noi trebuie să ne ocupăm de faptul să valorificăm posibilitatea tehnică de a aduce gazul în Republica Moldova din o mulțime de surse, prin negocieri cu alți parteneri, prin faptul că să eliberăm în primul rând termoelectrica, care e
tot controlată de stat și unul din cei mai mari consumatori, să-i eliberăm, să-i dăm mână liberă că să-și aleagă furnizorul prin faptul că să rezolvăm problema stocului de datorii față de Moldova Gaz. Și atunci flexibilitatea noastră și puterea noastră de negociere în raport cu Gazpromul va fi mult mai mare. Atunci noi vom negocia, deci dacă găsim un alt furnizor, îl căutăm deodată și pentru Malul Stâng. Nu neapărat. Asta devine mai departe deja mai mult problema părții ruse, pentru că da, este problema energiei electrice și pentru asta facem liniile electrice, pentru a ne, spunem așa, de proteja de șantajul și de dependența unilaterală de Malul Stâng. De a avea diversificare. În continuare, deci eu subscriu ce au spus colegii mei în ceea ce ar privi acțiunile următoare, dar în general vreau să spun telespectatorilor și cetățenilor Republicii Moldova că guvernul va face absolut tot posibil. În Republica Moldova nu va îngheța absolut nimic. Se plătesc compensațiile, s-au majorat compensații, s-au majorat compensațiile pentru cetățenii care nu au gaz, care folosesc încălzirea pe lemne de la 500 la 700. Tipurile de cereri s-au micșorat sau s-au anulat complet. Sunt acceptate foarte ușor aceste cereri începând cu 1 ianuarie. Adică guvernul face niște măsuri fără precedent în istoria Republicii Moldova în raport cu cetățenii săi. Și a rămas guvernul să fie sincer cu noi și să ne spună mai mult. Eu cred că el este sincer, el o să vină și o să spună absolut tot. Așteptăm. Ei sunt taxați complet pe interesul național. Asta așteptăm. E sigur. Luni la Cutia Neagră este invitat domnul Spânu. Sperăm ca dumnealui atunci să ne poată oferi mai multe detalii despre această parte a negocierilor despre care până acum s-a tăcut chitic. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Noi luăm o pauză. Mulțumim. După pauză revenim să discutăm despre justiție cu șefa Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități, doamna Olesia Stamate. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8, o echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Noua mutație Omicron. Ne așteptăm la o creștere foarte mare a numărului de cazuri. S-a determinat că se transmite mult mai repede. Virusul se multiplică la nivelul căilor respiratorii. Microorganismul vrea să trăiască într-o simbioză cu omul. El nu vrea să-l ucidă pentru că moare și el. Persoanele vaccinate au protecție mai mare. Credeți că Omicron este acea variantă a COVID cu care noi deja v-am trăit întotdeauna? Omicron, sfârșitul pandemiei sau un nou an de criză? Aflați marți la Efect 9.6 de la 22:30 la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Câte secrete se pot ascunde într-o cutie neagră? Crime, furturi, corupție, injustiție. Ce căutăm noi? Urme, amprente, probe, adevăr. Duminică, ora 19:45.
Scoatem din cutia neagră cele mai tari investigații. Acest produs este recomandat procurorilor, judecătorilor, demnitarilor de stat și tuturor celor cu intoleranță la corupție. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Noua mutație Omicron. Ne așteptăm la o creștere foarte mare a numărului de cazuri. S-a determinat că se transmite mult mai repede. Virusul se multiplică la nivelul căilor respiratorii. Microorganismul vrea să trăiască într-o simbioză cu omul. El nu vrea să-l ucidă pentru că moare și el. Persoanele vaccinate au protecție mai mare. Credeți că Omicron este acea variantă a COVID cu care noi deja vom trăi întotdeauna? Omicron, sfârșitul pandemiei sau un nou an de criză? Aflați marți la Efect 9.6 de la 22:30 la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Am revenit în studio. Invitata din această parte a emisiunii este Olesia Stamate, președinta Comisiei Parlamentare Juridice Numiri și Imunități. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră. Bună seara, bine m-am găsit. Multe subiecte de discutat pe domeniul justiției. Așteptăm cu nerăbdare ziua de mâine, când înțelegem că în prima lectură urmează să fie votată legea privind evaluarea candidaților la funcția de membri a CSM și CSP. Să vedem ce iese din asta. Curiozitatea cea mare este mai cu seamă dacă iese aici, înseamnă că reușim să facem și vetting-ul. Dacă nu ne iese aici, măcar ne dăm seama ce va fi cu vetting-ul. Dar vreau să începem discuțiile despre greva pe care au pornit-o avocații începând cu ziua de astăzi. Sunt sigură că ați văzut-o. Vă vizează pentru că ei spun că sunt supărați pe o modificare pe care ați propus-o dumneavoastră la legea avocaturii, prin care ei spun că li se îngrădesc drepturile, li se îngrădește imunitatea. Întrebarea este cât de necesară era această modificare acum, în acest moment, când și așa sunt foarte multe probleme. Dar nu vorbim și cu un protest în plus. Nu vorbim aici despre că sunt multe probleme sau nu sunt multe probleme. Probleme sunt și ele sunt întotdeauna. Pentru asta există și o guvernare care să le rezolve. Modificarea respectivă vine în contextul priorității pe care am declarat-o din start, lupta împotriva corupției. Și din momentul în care am zis că nimeni nu trebuie să fie imun la infracțiuni, în special la infracțiuni de corupție, am inițiat modificările constituționale pentru a limita imunitatea deputaților la infracțiuni de corupție, este logic că și alte profesii sau reprezentanții altor profesii trebuie să fie racordați la acest principiu. Deci pentru infracțiunile de corupție, clar, nu trebuie să fie, sau la infracțiunile de corupție, nu trebuie să fie nimeni imun. În general, ceea ce s-a făcut în aprilie, când a fost introdus acel amendament de care mai nimeni nu a știut până în decembrie, a fost o depășire practic a tuturor principiilor, dacă vreți.
Nicăieri, nicio țară europeană, nu există o asemenea imunitate pentru avocați. Ea depășește la noi în țară actualmente și imunitatea de care dispun judecătorii, ori, de exemplu, la nivelul judecătorilor există standarde internaționale consacrate. Pentru avocați, aceasta era disproporționat în raport cu alte profesii. În lege. Dar în realitate, avocații chiar dispuneau de imunitate mult prea mare? Adică au fost, dumneavoastră știți, cazuri până în luna decembrie când au mers procurorii să solicite din luna mai, nu din mai, din iunie, când a fost semnat decretul, să meargă procurorii la Uniunea Avocaților, să ceară permisiunea ca să pornească dosare penale în privința vreunui sau să aresteze vreun avocat și n-au primit această permisiune. Adică e vorba despre o problemă adevărată sau este o problemă artificială? Deci nu este o problemă artificială. Acum, vis-a-vis de solicitări, din câte înțeleg eu, doar Centrul Național Anticorupție a declarat că parcursul ultimului an au investigat cel puțin 10 cazuri de corupție. Și i-au încurcat această prevedere din lege? Dar înainte de a merge în detalii, haideți să facem o clarificare. În cazul avocaților nu este corect să calificăm asta ca o imunitate. Deoarece în cazul judecătorilor, pornirea urmăririi penale vis-a-vis sau cu referire la un judecător se face cu acordul CSM, cu excepția infracțiunilor de corupție, deci însăși pornirea urmăririi penale. În legea avocaturii, prevederea menționat doar percheziție, reținere, arestări. Da. Asta nu înseamnă că urmărirea penală nu putea fi pornită împotriva avocaților și fără acordul Consiliului Uniunii. Deci, procuratura putea să desfășoare... Eu înțeleg așa, se intervine ca să se rezolve o problemă când se constată că există o problemă. Așa. S-au dus procurorii să ceară reținerea percheziției sau arestarea unor avocați și Uniunea a zis, nu, nu vă dăm și voi. Și a fost recent. Asta a fost recent. A fost recent. Și probabil propunerea dumneavoastră a venit mai devreme. Probabil au mai fost și înainte, deoarece semnale despre asemenea cazuri au fost și înainte. Noi încercăm să înțelegem argumentarea dumneavoastră. Ea a depins doar de faptul că ați simțit dumneavoastră că este disproporționată atitudinea față de avocați, judecători, deputați care încă au imunitate pentru... intenția există de a fi exclusă, dar încă o au. Sau e vorba și de alte argumente? Este și una și alta. Și acum dacă mă întrebați de ce acum, deoarece acum modificăm legea avocaturii. Suntem de foarte multe ori îndemnați din rândul experților, societății civile, să nu venim cu modificări prea frecvente la legi sau la aceeași lege. Și atunci vrei să faci cât de multe poți atunci când modifici o lege. Și deoarece noi aveam un proiect de lege care vine să modifice legea avocaturii, în special acel minunat articol 10 cu concursul, deci cu examenul pentru admiterea în profesia de avocați, atunci era momentul potrivit de a ajusta ce mai trebuie ajustat la această lege ca să nu revenim la această lege în două luni, în trei luni. Înțelegeți că o să aveți rezistență pe această manifestare? Sincer, eu nu mi-am imaginat că va fi o asemenea rezistență. Da, ați încercat să discutați în prealabil ca să preveniți această rezistență? Noi am discutat proiectul propriu-zis. Înainte de? Nu amendamentul. Nu. Este, acest amendament propriu-zis l-a discutat cu ei, să vedeți, să simțiți temperatura. Acest amendament nu l-am discutat, deoarece el a fost cumva... Noi intenționam să modificăm, să adoptăm în a doua lectură legea la finalul lunii decembrie. Și atunci când am descoperit acest minunat amendament al Marinei Tauber, am zis, hai să-l modificăm acum. Deci amendamentul a venit practic înainte de a vota proiectul în a doua lectură. Din anumite considerente, inclusiv de faptul că a fost agenda parlamentară foarte încărcată, am zis că rămâne pentru ianuarie. Okay. Și așa a trecut. Și acum ce o să faceți? Ați intrat într-un soi de confruntare. Înțeleg că dumneavoastră deja sunteți gata să faceți niște compromisuri, ei nu mai sunt gata să facă niște pași înapoi, cer pur și simplu să renunțați la amendament și atât. Nu este tocmai așa. Deci, eu din postarea dumneavoastră am dedus că ei nu sunt gata să meargă la compromisuri. Deci ieri am înaintat un demers către Uniunea Avocaților, explicându-le sau propunându-le de fapt o măsură de compromis, astfel încât acel articol sau acel aliniat al articolului 52 să facă excepții la infracțiunile de corupție. Exact. Corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență. Și totuși a fost protestul pornit azi. Protestul a fost pornit, dar totodată deci Uniunea Avocaților a solicitat, deci ei ar fi de acord cu această formulare, dar adițional să le oferim niște garanții atunci când este vorba de percheziții.
Deci, propunerea lor, asta puteți să vedeți în decizia Consiliului, propunerea lor este ca perchizițiile la sediul avocaților să fie autorizate în prealabil de Consiliul Uniunii. Veți accepta? Ar putea fi acceptată parțial, nu total. Și vă explic de ce. În momentul în care autorizezi sau impui condiția ca perchizițiile la sediul avocatului să fie autorizate a priori de către Consiliul Uniunii, asta implică câteva riscuri. Una, tergiversarea măsurilor de urmărire penală. Și știți că atunci când, dacă ai un caz în care trebuie să intervii ca organ de urmărire penală, trebuie să intervii prompt și se tergiversează o zi, două, perchiziția respectivă nu-și mai are rostul. Doi, riscul scurgerii de informații. Exact cazul despre care a fost relatat pe portalul anticorupției mai de unăs. Deci, până una alta s-a rezolvat. A fost, dar nu excludem că asemenea cazuri se mai pot întâmpla. Trebuie să înțelegem foarte bine că este o diferență între CSM sau cum este format CSM-ul, cel puțin în teorie, nu vorbim despre componența actuală, sau și Consiliul Uniunii. Atât timp cât în CSM sau CSP sunt jumătate din breaslă și jumătate din afara breslei, există un echilibru. Există cumva un control din afara sistemului, cât de cât. În Consiliul Uniunii sunt doar avocați. Riscul ca aceștia să-și protejeze colegii lor și scurgele de informații, deci, respectiv... Sincer, vorbind la CSM și CSP, n-am văzut o foarte mare diferență între membrii care sunt din sistem și cei care vin din societatea civilă, de asta așa din mediul academic. Dar dați să vă zic acum de ce zic și, deci, ultimul argument... Perchizițiile, într-adevăr, aici este important aspectul, confidențialitatea relației între avocat și client, secretul profesional pe care trebuie să-l respecte avocatul, respectiv actele pe care le deține avocatul la biroul său, sunt confidențiale. Okay. Ceea ce nu se referă la dosar. Noi am intrat pe o chestie foarte îngustă, tehnică. Mă tem că mulți dintre telespectatori nu știu dacă înțeleg despre ce discutăm noi acum. Ca să revin la lucruri mai generale. Amendamentul va fi consultat mai departe cu cei din Uniunea Avocaților, astfel încât să găsiți o formulă de compromis, așa înțeleg. Ei să iasă din grevă, dumneavoastră să puteți modifica legea. Înțeleg corect? Deci noi deja purtăm discuții. Așa. Când o să mergeți să votați în plen? Nu știu. De fapt... Urma săptămâna asta, nu? În funcție... El nu a fost planificat neapărat pentru, fiindcă acum suntem în ședința extraordinară a Parlamentului, okay. Da, în sesiunea extraordinară. Nu este exclus să fie votat și în sesiunea extraordinară, deci acest lucru este în principiu posibil. Vedem cum va fi, care va fi și poziția parlamentarilor. Așa. Pe data de 25 ianuarie urmează să aibă loc Comisia de Licențiere. Dumneavoastră spuneați că ați venit acum cu acest amendament pentru că aveți de făcut modificări mai mari la legea avocaturii și cea mai importantă modificare pe care ați promis-o, PAS a promis-o anterior și care într-adevăr este una foarte bună, este să introducă în sfârșit pentru foștii procurori și judecători examene la admiterea în avocatură. În prezent aceste examene lipsesc. Eu am discutat cu mai mulți avocați care mi-au spus că pe 25 ianuarie la Comisia de Licențiere trebuie să vină vreo 58 de foști judecători și procurori, unii dintre ei cu imaginea foarte compromisă și care, dacă nu va fi făcut modificarea la lege pe care o așteaptă tot și pe care ați promis-o și pe care trebuie să o faceți, acești oameni vor fi admiși în avocatură fără nicio rezistență. Așa? O să le permiteți să intre în sistem pe cei care au fugit acum din sistemul judecătoresc și din procuratură și își caută locuri călduțe în avocatură? Eu înțeleg că acum se încearcă pasarea responsabilității pe Parlamentul din Republica Moldova. Nu știu dacă e pasare de responsabilitate, este un risc. Cam asta se încearcă a fi făcut. Am să vă explic. Da. Eu înțeleg urgența. Eu înțeleg foarte bine de ce această lege ar fi bine să fie votată cât mai curând posibil. Mi-ar place ca și Uniunea Avocaților să înțeleagă cât este de importantă votarea rapidă acestei legi. Ori, în adresarea mea către Uniunea Avocaților de ieri,
Eu am menționat că suntem dispuși să modificăm acel articol cu excepția infracțiunilor de corupție și totodată, imediat ce adoptăm modificări la lege, să ne așezăm la masă împreună cu Ministerul Justiției, cu Uniunea Avocaților și să discutăm care garanții adiționale urmează a fi introduse în lege. Ele nu neapărat trebuie să fie introduse în legea avocaturii. De fapt, aceste garanții ar trebui să fie introduse în codul de procedură penală. Nu doar pentru avocați, dar și pentru executori, judecători și pentru alte profesii. Pentru a evita, iată, pentru acești oameni, 50 și ceva... Uniunea avocaților de ce nu a acceptat compromisul pentru a evita ca acești 50 ceva de oameni să intre în sistem? Nu știu, poate dumneavoastră îmi spuneți. Am văzut că ați spus că, este, că această grevă pe care au pornit-o este alimentată de alte interese și factori de interese. Nu exclud acest lucru. Cine sunt acești factori de interese? Asta eu nu vă pot spune, fiindcă nu cunosc. Dar felul în care s-au desfășurat toate aceste acțiuni, în principiu, dau de bănuit. Deoarece atunci când a fost aprobată legea în aprilie, de exemplu, da, și când a fost exclus examenul față de care toți avocații au o părere foarte negativă. Da. Nu s-a procedat așa cum se procedează. Ok, probabil acum că nu s-a procedat bine și trebuie atunci să fie mai multă rezistență, pentru că anterior a fost rezistență atunci când se anunța că va fi, când au fost tentative, că vă amintiți că și pe timpul democraților au fost tentative, Sergiu Sârbu tare vroia să scoată acest examen și n-a putut, au putut mai târziu socialiștii, împreună cu cine erau ei atunci în coaliție, că nu mai amintesc. Întrebarea, Cușor, întrebarea este, dacă înțelegem că există niște riscuri, eu înțeleg așa, nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar eu înțeleg că din tot acest scandal care se întâmplă acum, cei unici care au de beneficiat sunt cei care stau acum cu documentele la intrare în avocatură și nimeni nu le poate opune nicio rezistență pentru că ușa este, au linie verde și atât. Haideți să ne uităm la problema asta și din alt punct de vedere. Fiindcă ceea ce am zis eu până acum, de ce se pare că este o urgență pentru unii și nu este o urgență sau nu pare a fi o urgență pentru alții, mai este și o altă latură a acestei probleme. Atunci când a fost, deci perioada până în aprilie, până când era examenul de admitere în profesie, nu au fost admise persoane cu reputație reprobabilă, cu trecut compromis și așa mai departe în profesie? Nu au fost? Nu. Bun, doar că se plăteau bani. Bun, pentru erau niște examen. Filtre. Erau niște filtre, nu mai treceau chiar toți. Deci, niște filtre existau. E adevărat, nu poți să zici că nu o să treacă nimeni. O să treacă. Probabil o să fie corupție. Nu știm dacă este adevărat sau nu. O soluție ar putea fi, ca acum, până se clarifică lucrurile, să promovați în lectura a doua anume această prevedere din lege de urgență, să o faceți până pe data de 25, care să le interzică accesul în acces fără examen? Ar fi o soluție. Și discutăm cu colegii. Asta ar însemna dacă că săptămâna viitoare să puteți să adoptați legea. Până pe 25. Asta ar însemna sau mâine sau în februarie. Săptămâna viitoare nu mai avem ședință. Ok, adică mâine ar trebui să faci. Sau mâine sau, da. Și șanse ca mâine să fie votat? Se discută. Ok. Discutăm cu colegii, vedem dacă... Dar totodată să știți că, deci să fie foarte clar, vom urmări foarte atent ce se întâmplă în sistemul avocaturii și în cazul în care ne reușește să votăm în a doua lectură legea cu deci reincluderea examenului de admitere în profesie, vom fi cu atât mai curioși să vedem cine va fi admis în profesie urmare a examenului. Cu siguranță, nici de cum nu trebuie să ne culcăm pe ureche și zicem că deodată doar oameni onești și corecți și profesioniști vor intra în avocatură. Haideți să trecem de la avocatură la alte subiecte. Noi deja de o lună de zile nu avem un avocat al poporului, aproape o lună. Concursul expiră mâine. Mâine expiră concursul. Mâine. Și ce candidați aveți? Vom ști mâine, la orele 5 seara. Ok. Încă nu știu. Sunt candidați în general? Din câte mi-au spus colegii, erau 2 astăzi. Dar asta... Și dacă vor fi doar 2, faceți concurs cu 2? Noi trebuie 2 să înaintăm plenului. Deci, de fapt, asta nu ar fi un concurs, fiindcă conform legii, comisia de selecție înaintează 2 candidați plenului Parlamentului și atunci nu-i concurs. Da, în cazul în care nu mai depune nimeni dosarele până mâine la orele 5 seara, atunci va trebui să fie prelungit concurs. De faptul că doar 2 sunt, asta despre ce vorbești? Deocamdată încă nu vorbești despre nimic, deoarece moldovenii au obiceiul să depună ultima zi dosarele.
Eu n-aș vrea să fac concluzii pripite acum, să vedem mâine până la 5 seara. Dacă până la 5 seara mâine vor fi doar 2, atunci vom pune anumite întrebări. Doamna Moloșag nu este printre cei 2? Eu nu cunosc. Chiar n-am întrebat cine sunt, am zis avem candidați 2. Fine. Data trecută când ați fost la emisiune, v-am întrebat când avem director la CNA. Așa. A spus de grabă. A trecut timp. Parcă mi s-a părut că a trecut și acel termen de grabă și revin cu întrebarea. De ce nu avem director la CNA? Într-o lună o să avem. Într-o lună de când? Ca să știu de azi. Începând de astăzi. Este deja identificată persoana? Se examinează anumite candidaturi. Vin din societatea civilă sau din sistem? Nu din sistem. Nu din sistem. Adică din foști oameni din sistem sau oameni care nu au fost până acum în sistem? O să aflați curând. Nu din sistem. Ca să ne dați niște detalii. Nu din sistemul actual. Nu din sistemul actual. Dar care au fost în sistem? Asta nu vă pot spune. Ok. Faptul că căutați un director al CNA, înțeleg că înseamnă că ați renunțat la ideea de DNA. Sau greșesc? Nu neapărat. Cu siguranță aceste instituții și Procuratura Anticorupție și CNA-ul trebuie resetate într-o oarecare măsură. Dacă ele rămân așa cum sunt, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție ca instituții separate, atunci competențele acestea trebuie revizuite și modul de colaborare între aceste instituții trebuie revizuit. În cazul în care se va decide pe unificarea acestor instituții, crearea unui așa numit DNA sau după modelul DNA, atunci, asta este. De când asta trebuie să decide? Dumneavoastră asta mi-a spuneați când ați venit în funcție, când ați preluat puterea. Asta era acceptabil în luna august, în luna septembrie, noi suntem în luna ianuarie. Deci jumătate de an cumva a trecut și încă nu este claritate ce vrem să facem? Am să vă zic mai multe. Pentru că înțeleg că etapa actuală, și construcția o să dureze foarte mult, nu? La etapa construcția instituției. Da. Depinde de formula pe care se merge. În principiu n-ar trebui să dureze foarte mult, fiindcă nu construiești o instituție nouă din talpă. Da? Deci oricum ea rămâne ca și format ca Procuratura Anticorupție, cu revederea anumitor competențe și cu aranjarea personalului. În special ceea ce ține de personalul. Cum ar trebui ea? Haideți să pornim de la denumire, pentru oamenii ăsta să fie mai simplu. Ea cum ar trebui să se numească această instituție? Deci poate fi Procuratura Anticorupție, poate fi Direcția Națională Anticorupție, dar bine, ea oricum trebuie să aibă statut de procuratură. Deci deja la denumire... Adică, propriu zis, ce o să semne asta este că Procuratura va înghiți CNA-ul. Anticorupție. În mare măsură. Nu toate competențele CNA-ului. Eventual, dar zice eventual. CNA-ul să mai rămână ceva? Neapărat prevenția nu poate să fie sub acolo. Și o să rămână separată sau o să o duceți în altă parte? Expertiza anticorupției tot nu poate să rămână acolo, deci respectiv acestor două funcții va trebui să le găsim un alt loc. Un alt loc în alte instituții care deja există sau o să... Da, eu cred că în instituții care deja există nu are sens să creezi o instituție nouă doar pentru aceste două funcții. Faptul... Dar bine, asta este doar la nivel ipotetic, deoarece chiar în momentul, adică săptămânile acestea, se realizează și un studiu vis-a-vis de funcționalitatea organelor anticorupției și așteptăm concluziile acestui studiu. Cine face care studiu? Va analiza, este o echipă de experți care face acest studiu. Și așteptăm concluziile acestui studiu ca să vedem totuși care, fiindcă el analizează mai în profunzime toate argumentele pro și contra, fie deci creierii unei singure instituții, fie menținerii status quo-ului cu revederea anumitor competențe. Când o să știți foarte clar ce aveți de făcut? Undeva în luna martie. În luna martie. Până luna martie, la Procuratura Anticorupție rămâne interimar? Interimatele astea care deja nici nu mai știu de câți ani sunt, ele nu se mai încheie. De ce? Mâine urmează să fie aprobată în a doua lectură modificările la legea procuraturii prin care permite exact cetățenilor din afară să candideze la funcția de procuror șef anticorupție și procuror șef la PC Cox. Și totodată instituie o etapă de preselecție și instituind o comisie specială care face această preselecție și după asta înaintează candidații către CSP. Și respectiv imediat ce va fi aprobată și publicată legea, Consiliul Superior al Procurorilor va putea anunța concursul. Va putea sau va face? Adică care este intenția? Că și până acum au putut să o facă, dar n-au făcut-o?
Au putut să o facă, presupun că s-a discutat pe interiorul CSP ca să se mai amâne. Nu, eu nu vorbesc acum. Eu vorbesc și de pe perioada domnului Stoianoglu. Acolo numai interimare au fost. Pe perioada domnului Stoianoglu, din păcate, nu vă pot răspunde care au fost deciziile lui. Eu înțeleg că la CSP s-a discutat dacă să se anunțe concurs mai devreme. Așa. Și s-a optat pentru adoptarea legii ca concursul să se anunțe deja în condițiile noi. Adică în primăvară vom avea un concurs și pentru aceste două, pentru conducerea acestor două procuraturi mai devreme, adică în primăvară am putea să avem rezultate. Asta înseamnă că aceste două procuraturi specializate vor rămâne. Da. Ok. O întrebare legată de... trebuie să luăm pauză de publicitate? Da, luăm o pauză de publicitate. După asta vreau să discutăm un pic și despre această evaluare a Procurorului General suspendat, domnul Stoianoglu, despre care nu se mai aude nimic, deși trebuia să existe deja un raport, dar și despre alte subiecte. Prevetingul, evident, este un subiect important pe care vreau să-l abordăm după publicitate. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică, la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Noua mutație Omicron. Ne așteptăm la o creștere foarte mare a numărului de cazuri. S-a determinat că se transmite mult mai repede. Virusul se multiplică la nivelul căilor respiratorii. Microorganismul vrea să trăiască într-o simbioză cu omul. El nu vrea să-l ucidă pentru că moare și el. Persoanele vaccinate au protecție mai mare. Credeți că Omicron este acea variantă a COVID cu care noi deja v-am trăit întotdeauna? Omicron, sfârșitul pandemiei sau un nou an de criză? Aflați marți la Efect 9.6 de la 22:30 la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Câte secrete se pot ascunde într-o cutie neagră? Crime, furturi, corupție, injustiție. Ce căutăm noi? Urme, amprente, probe, adevăr. Duminică, ora 19:45. Scoatem din cutia neagră cele mai tari investigații. Acest produs este recomandat procurorilor, judecătorilor, demnitarilor de stat și tuturor celor cu intoleranță la corupție. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum.
Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Am revenit în studio, continuăm discuțiile cu doamna Olesia Stamate. Despre, ziceam, vreau să înțeleg ce se întâmplă cu evaluarea procurorului general suspendat, domnul Stoianoglu. A fost inițiată, a fost mare scandal atunci, critici, s-a mers înainte și s-a blocat. S-a blocat, așa cum se blochează multe procese în Republica Moldova, atunci când aceste procese se contestă. Deoarece hotărârea Consiliului Superior al Procurorului privind inițierea procedurii de evaluare și crearea comisiei de evaluare a fost contestată de procurorul general suspendat în instanță. Și nu puteați bănui că asta se va întâmpla. Ba da, puteam bănui că asta se va întâmpla. Asta este dreptul lui de a contesta. Așa, și nu poți să faci că asta se va întâmpla, evaluarea se va întâmpla în 2 luni de zile? Conform legii, asta este termenul pentru care, dar sunt anumiți factori pe care îi poți anticipa, dar niciodată nu știi dacă se întâmplă sau nu se întâmplă și dacă se întâmplă, cât timp va lua. Așa? Ba da, ia uitați-vă, în acest proiect de lege cu privire la pre-vetting, ați anticipat ce se întâmplă în cazul în care rezultatele comisiei sunt contestate în judecat. Deoarece aici avem termeni foarte restrânși de evaluare a candidaților. Și în cazul domnului Stoianoglu avem în spăzit 7 ani de zile, cât e mandatul? Nu avem 7 ani de zile, dar nu avem o lună, de exemplu. Da, evaluarea trebuie să desfășoare parcursul anumitei perioade, dar asta nu înseamnă că dacă persoana supusă evaluării are dreptul să conteste respectiva hotărâre în instanța de judecată să nu o facă, în termeni legali, în termeni generali. Întrebarea este în care termen? Deci trebuie să se expună instanța de judecată, pentru că instanțele de judecată de Republica Moldova sunt maieștri pentru orice situație. Adevărat. Ei pot să ia decizii peste noapte, dar pot să o întindă. Domnul Șor poate să ne povestească câți ani sau cât încă asta va continua. Să vă întreb despre astfel de dosare, ce, cât mai așteptăm, că eu deja îmbătrânesc, așteptăm. Asta se întreba judecătorii, nu pe mine. Soluție, nu știu, poate dumneavoastră îi tot întrebați ce se întâmplă, nu neapărat pe dosarul ăsta, dar pe dosarele care trenează în instanță prea mult și este evident că asta nu este normal. Totuși, evaluarea asta, vom vedea vreodată rezultatul ei? Dumneavoastră sunteți optimistă sau nu prea? Cu siguranță vom vedea rezultatul evaluării. Acum, ce va presupune acest rezultat al evaluării? Asta trebuie să spună comisia. Nu mă refer la faptul că va propune una sau alta, dar urmarea evaluării vor fi luate niște decizii de către CSP așa cum era prevăzut în lege? Adică se poate decide eventual eliberarea din funcție? Sau nu se va merge până aici? Dumneavoastră ați văzut recomandările comisiei de la Veneția. Da, nu deci le-a prea plăcut. Ministerul Justiției lucrează acum la modificarea legii, astfel încât, deci, într-adevăr, să corespundă recomandărilor Comisiei de la Veneția și procedura de evaluare să poată fi desfășurată, dar în rezultatul procedurii de evaluare să nu poată fi demis procurorul general. Ori asta înseamnă că în cadrul evaluării, dacă se depistează anumite acțiuni ale procurorului care au tentă disciplinară, deci care conține elemente de încălcări disciplinare, atunci se transmite la comisia disciplinară care este creată tot în baza acestei legi, care face evaluarea deja strict pe bază disciplinară, dar acea comisie va lucra deja mult mai rapid, deoarece ea va avea tot materialul prezentat de comisia de evaluare. Și acea comisie o să poată deja să ia o decizie? Comisie, da. Acea comisie, da, fiindcă asta este în conformitate cu deci standardele. Ca rezultat a activității acestei comisie, indiferent de rezultatul evaluării, procurorul general nu poate fi evaluat. Nu poate fi eliberat, imediat la finalizarea evaluării. Da. Nu știu dacă ați văzut, astăzi avocații lui Stoianoglu au susținut o conferință de presă în care au anunțat că s-au adresat cu o nouă plângere la CEDO. Sunt motive de îngrijorare, am putea să pierdem aceste dosare la CEDO, ca stat? Nu știu. Eu, deci, jurisprudența CEDO este destul de consecventă, în principiu. Din punctul meu de vedere, e vorba de arest și de condițiile în care dumnealui a fost suspendat din funcție. O să vedem. Nu vă pot spune ce ar putea să zic CEDO. Ok. Înțeleg că nu pot să vă întreb foarte multe despre acest subiect, pentru că mai mult o să dăunez decât o să fac bine, dar nu pot deloc să nu întreb. În ultimul timp au început să apară informații despre ce face Interpol cu solicitările care vin de la Chișinău. Și se întâmplă lucruri ciudate.
refuzuri după ce au fost acceptate, tăcere pe alte cazuri, scrisori, toți scrisori pe care le scriem acolo, nu știu de ce scriem așa de multe scrisori la Interpol. Asta vă aveți vreo explicație? Ce nici mie nu este foarte clar ce se întâmplă la biroul Interpol din Lyon, dacă sincer. Dar deci problema este acolo sau aici? Eu înțeleg că politicul nu poate interveni pe acest segment pentru că este sensibil, dar noi avem siguranța că cine scrie aceste plângeri? Procurorii, da? Da, procuratorii. Procurorii bine și argumentează solicitările. Ei cu adevărat vor ca Interpol să dea soluții pozitive sau ele să scrie așa încât să vină de acolo refuzuri? Eu nu aș crede că procuratura nu întemeiază bine cererile care le transmite la Interpol, cel puțin acum, în contextul actual. Eu nu cred. N-aș vrea să cred. Sper că nu este așa. Și atunci? Atunci, întrebările, bine, știți că au fost și în anterior situații când cereri asimilare nu erau acceptate la biroul Interpol, fără motive foarte clare. Deci eu bun, înțeleg că erau niște factori care influențau aceste lucruri. Aceste factori au fost concediați. Acum înțeleg că lucrurile un pic s-au schimbat și întrebarea firească este ce se întâmplă. A, că cei care sunt vizați în aceste plângeri probabil au cei mai buni avocați pe care îi pot avea, înțeleg. Dar dincolo de asta, noi suntem destul de bine pregătiți. Noi tare vrem să-i putem aduce acasă sau nu tare? Noi tare vrem să-i putem să aducem acasă. Acum, care este motivul de ce să refuză, eu nu vă pot răspunde. Chiar nu știu. Deci eu nu am văzut nici cererile înaintate din partea procuraturii ca să văd cât de bine sunt argumentate și nici nu știu ce se întâmplă la biroul Lyon, deci Interpol din Franța. Cine ar avea abilitatea să vadă și să poată evalua aceste cereri? Cei care se pricep la formularea acestor cereri și expediere. Cei care se pricep ar trebui să aibă și acces. Întrebarea este cine poate avea acces? Bine, cu siguranță cei din procuratură au capacitatea de a le examina și dacă ziceți aici că ar fi un conflict de interese, că tot ei le scriu, probabil cineva, fiecare a lucrat anterior în sistemul procuraturii și ar putea să uite peste ele sau experții care au mai lucrat cu asemenea cereri. Dat fiind faptul că ele sunt secrete, înțelegem că toată speranța este în procuror. Haideți să vorbim despre evaluarea candidaților la funcția de membri CSM și CSP. Mâine înțeleg că în prima lectură urmează să fie votată legea care va permite acest lucru. Asta se va întâmpla în condițiile în care opoziția spune că cu ei nimeni n-a discutat despre acest proiect de lege, iar Comisia de la Veneția spune: vă recomandăm insistent să adoptați legea doar urmare a unui consens politic larg. Deci, da, într-adevăr, proiectul de lege, înainte de a fi transmis către Comisia de la Veneția, nu a fost supus anumitor discuții publice, deoarece a fost elaborat și scopul a fost să fie transmis întâi pentru expertizare la Comisia de la Veneția și ulterior să poată fi discutat, fiindcă el a fost transmis la Comisia de la Veneția încă înainte să fie, de fapt, proiect de lege. Da? Deci era, dacă putem să spunem, un proiect la proiect. Da? Deci nu, el nu era înregistrat pe pagina ministerului, da. Era un concept. Și de asta el nu a fost, la momentul respectiv, nu a fost supus dezbaterilor publice. Din momentul în care a venit expertiza de la Comisia de la Veneția și proiectul a fost ajustat în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, acesta a fost publicat pe pagina Ministerului, deci a urmat un proces de consultări publice, de avizare la toate instituțiile. Din câte știu eu, la Ministerul Justiției a fost creat și un grup de lucru, de discuții pe marginea acestui proiect de lege. Eu nu vă pot spune, au avut loc ședințe, câte ședințe, dar știu că eu ca președinte... V-ați întâlnit vreodată cu reprezentanții opoziției ca să discutați acest la o masă rotundă sau la un Zoom rotund ca să discutați despre asta? Ministerul Justiției este autorul acestui proiect. Da. Deci tot ce ține de propuneri vis-a-vis de acest proiect, recomandări, idei la acest proiect, le-a acumulat Ministerul Justiției. Deci noi, ca și Parlament, noi nu am participat în acest proces. Consensul noi preluăm politic, procesul de ieri, de când a ajuns proiectul, de fapt, așa, azi dimineață, la noi, și până la adoptarea în lectura finală. Ieri a fost votat de către guvern. Adoptat. Deci, da. Așa. Și mâine deja va fi votat de către Parlament. Dumneavoastră ziceți că preluați procesul din momentul în care a ajuns la dumneavoastră. Iată ce fel de consens politic clar poți găsi într-o singură zi. Dar nu, dar Ministerul Justiției a organizat un grup de lucru. Înțeleg, grupul ăsta de lucru s-a întâlnit cu opoziția.
Au fost desemnați parlamentari, da, au fost desemnați, fiindcă eu am primit o solicitare de la Ministerul Justiției și asta a fost acum o lună în urmă, aproximativ, pentru desemnarea deci membrilor din Comisia Juridică, deputaților din Comisia Juridică, atât din partea guvernării, cât și din partea opoziției, desemnarea în această, și noi am înaintat atunci o solicitare către fracțiunea deci blocului comuniștilor și socialiștilor pentru a desemna un membru. Și ei urmau să comunice asta direct ministerului, dar eu nu am urmărit până la capăt procesul, nu știu ce s-a făcut. Am să reformulez întrebarea. Mâine, ce șanse sunt ca pentru acest proiect să, nu cât ce șanse, dacă dumneavoastră aveți o anumită informație că pentru acest proiect vor vota și cei din opoziție? Nu am această informație. Asta înseamnă că nu a existat o comunicare. Eu nu am comunicat pe acest subiect. Deci a comunicat ministerul. Ok, dar din, am comunicat ministerul. Din Parlament nu trebuie nimeni să comunice din fracțiunea majoritară. Pentru că consensul nu trebuie doar guvernului. Consensul vă trebuiește și dumneavoastră. Celor care promovați, nu, această majoritate care promovează acest concept, această schimbare, reformă, pentru că ea va produce efecte mai departe. Eu nu exclud că colegii mei din fracțiunea PAS au discutat cu colegii din blocul comuniștilor socialiștilor. Eu nu am avut discuții la subiectul ăsta. Dacă nu s-a întâmplat până mâine, când se va întâmpla după, deci când va fi adoptată lectura a doua, când vă propuneți să puneți la vot în lectura a doua? Deja în sesiunea ordinară, în februarie. În februarie? Da. Vă veți lua timp pentru ce? Pentru discuții, pentru consultări publice, pentru adaptarea proiectului de lege, urmarea unor recomandări deja pe care le-am mai discutat cu grupul ad hoc pentru reforma justiției, în care intră și Comisia de la Veneția și Greco și Consiliul Europei și au mai făcut anumite sugestii micuțe, chiar și urmarea modificărilor pe care le-am făcut în urma avizului Comisiei de la Veneția. Respectiv, acest timp va fi folosit pentru a consulta proiectul, a-l discuta, a-l dezbate, inclusiv cu colegii din fracțiunea parlamentară. Cum arată acest proiect? Da? Obiecții față de el? Nu foarte mari. Adică sunt niște chestii minore care pot fi ajustate. Luni la Cutia Neagră noi am discutat mai mult despre acest proiect și invitații mei au fost toți juriști, așa, cu experiență destul de mare. Și temerea lor exprimată se referea la faptul că prea multă lume este vizată de acest prevetic, deci pe lângă membrii pentru funcția, deci candidații pentru funcția de membri a CSM sau, și CSP s-au mai băgat și colegiile. Da. Nu e suficient că o să fie o groază, sperăm, de candidați la membri a CSM și CSP și termenul destul de redus. Dacă mai bat și colegiile, probabil că evaluarea va trebui să cuprindă până în 100 de persoane, 70-80 de persoane. Cam așa. Are vreun sens să faci asta acum? Adică dacă vorbim, noi ce vrem să facem? Să cuprindem cât mai mult sau să facem calitativ? Noi vrem să facem calitativ și să cuprindem toate acele instituții care sunt importante sau organe care sunt importante. Dacă vorbim de colegii, noi nu le-am inclus acolo, deoarece așa ne place nouă să evaluăm pe toți la rând. Dar dumneavoastră știți foarte bine că atât CSM cât și CSP, fără organele specializate, nu ia deciziile cele mai importante. Ceea ce ține de sancționarea disciplinară a judecătorilor și procurorilor, ceea ce ține de evaluarea performanțelor, de promovări. Deci ele toate vin de la deciziile colegilor specializate. Așa ar trebui să fie, în realitate nu-i chiar așa, pentru că e intima convingere, dar așa ar trebui să fie. Dar în principiu, dacă cineva depune o plângere la colegiul disciplinar sau la inspecția judecătorilor, de exemplu, și inspecția zice că nu am găsit nimic, da, persoana respectivă poate să conteste la CSM, dar plenul CSM ca atar, el nu este un organ care are aceleași competențe cum le are. Că va fi blocată inspecția. Activitatea acestei comisii de evaluare prin faptul că va fi un volum foarte mare de muncă. Sincer, eu sunt foarte curioasă cum o să aibă loc acest preveting, pentru că se evaluează în 30 de zile. 60. Două luni. Bun. 30, după care se mai extinde termenul până la 45 de zile, asta așa, dacă eu mi-amintesc foarte bine, plus contestări pe nu știu ce, se întinde până la 60 de zile. Dar, într-un termen atât de scurt, să-ți dai seama de, trebuie să recunoaștem că judecătorii și procurorii nu sunt cei mai puțin abili actori care știu să-și ascundă averile, interesele, lucrurile mai puțin bune pe care le-au făcut. Deci 30 de zile să descoperi ceea ce ei cu maximă abilitate au știut să ascundă, este dificil. Și atunci s-ar putea să-i prinzi și să-i scoți doar pe cei mai mari.
de ăștia, cum să zic, infractori sau cu cele mai mari păcate și să le ieși totuși să intre, să rămână în sistem mulți din cei care totuși au păcate serioase. Uitați, o soluție în acest sens și probabil anume aceste aspecte vor fi discutate și ridicate în cadrul discuțiilor pe marginea proiectului de lege între prima și a doua lectură. O soluție în acest sens ar fi ca comisia să-și, deci de evaluare să-și prioritizeze activitatea și să evalueze întâi candidații pentru funcția de membru la CSM și CSP și în funcție de cât de repede se mișcă procesul cu evaluarea, să decide dacă merge mai jos sau nu. De dacă ce? Legea o să-i oblige, nu trebuie să fac asta? Păi și în lege ar putea fi indicat că sunt două etape, etapa 1, etapa 2. În cazul în care nu se reușește etapa 1, etapa 2, fiindcă membrii colegiilor, sau asta este și oportunitatea de fapt includerii evaluărilor acum, este că ei vor fi aleși acum. Da, și înțeleg. Este mai bine să este evaluezi logic. Înainte de, decât să-i evaluezi după și să trebuiască să-i demiți și să organizezi o altă adunare generală. Dar în cazul în care, totuși, volumul de lucru este foarte mare și procesul merge mult mai lent decât ne-am putea aștepta, atunci membrii colegiilor deja aleși de către adunări ar putea fi evaluați în procesul evaluării generale care va avea să va desfășura pentru toți judecătorii și procurorii. Și asta este o opțiune. Da. Mai avem puțin timp din emisiune. Vreau să mai discutăm un subiect. Luni n-am reușit să-l abordăm. Sper astăzi să reușim. Scandalul ăsta a pornit de la decizia judecătoriei Chișinău, sediu Râșcani, cu privire la restabilirea în funcție a lui Vladislav Klima, în funcție de președinte a Curții de Apel. Credeți, ce credeți în general despre această decizie luată din instanța de judecată? Eu cred că această decizie, felul în care a fost adoptată și pronunțată, ridică anumite semne de întrebare. Mai mult decât atât nu aș vrea să mă expun, deoarece este... Dumneavoastră, ați citit partea asta motivată, ceea ce explică acolo despre faptul că nu a existat un conflict de interese în momentul în care a fost adoptat, în momentul în care a fost votat de către CSM acel... Deci, eu consider că a existat un conflict de interese. Opinia mea este că a existat un conflict de interese și tocmai asta a stat la baza emiterii decretului de eliberare din funcția de președinte. Judecătorul a apreciat probele după discreția sa și atunci... Cu bună credință sau nu? Deci sunt anumite elemente în acest proces care ridică anumite semne de întrebare. Și fără să zicem că ziua în care s-a prezentat, 31 decembrie, deci așa cumva simbolic, da, la finalul unui an, ca noul sau președintele să reintre în funcție de la 1 ianuarie. Faptul că s-a depășit un pic în hotărâre, fiindcă s-a solicitat anularea decretului, nu și restabilirea în funcție, deși este cumva logic, da. Dacă se, dar odată ce s-a solicitat în cerere doar anularea decretului, judecătorul a mers un pic mai mult și a menționat și respectiva prevedere. Deci sunt anumite elemente care ridică semne de întrebare. De asta știți pe decizia motivată. Da. Da. Dar când a fost pregătit acest decret a președintei, dumneavoastră ați participat la elaborarea textului acestui decret? Când a fost anulat decretul anterior prin care a fost numit domnul Klima în funcție? Da. Da, eram la președinție. Înțeleg, știu că erați la președinție. Ideea este că ați participat la elaborarea acestui decret? Într-o oarecare măsură, da. Dar cui a venit în general ideea acestui decret? Cine a zis, uite, există așa o posibilitate și putem să o aplicăm? Bine, acum nu mi-amintesc. Era o discuție între colegi, s-a discutat despre felul în care a fost numit, despre conflictul de interese, anumite elemente care nu erau cunoscute la momentul numirii și care au fost cunoscute ulterior, deci când s-a aflat această informație, s-a discutat, dar uite, putem să mergem pe calea asta, ar fi corect? Întrebarea era, inițiativa a venit de la doamna Sandu sau a venit de la consilieri? Eu nu mi-aduc aminte. Exact. Okay. Știu că am discutat împreună. Acum, și mai departe, ce se întâmplă cu Klima? Înțeleg că deci oricum urmează a fi contestată hotărârea primei instanțe și urmează Curtea Supremă de Justiție să stabilească competența Curții de Apel, fiindcă evident că apelul nu poate fi judecat la Curtea de Apel Chișinău. Și
Și așteptăm să se ducă la o altă curte de apel. Așteptăm să se ducă la o altă curte de apel. Adică va mai dura. Da. Și între timp, domnul Crimar va rămâne în funcție. Cam așa. Înțeleg. Pentru că, de ce? Noul sistem unde zice că este o persoană odioasă. Inclusiv, sistemul judecătoresc spun jumătate de voci că e persoană odioasă. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Proceduri disciplinare n-am văzut în privința dumnealui. Alte probleme n-am înțeles de ce n-au avut niciodată. Păi el este odios cum? Cum sunt și mulți alți judecători și procurori care nu au fost nici sancționați disciplinar, nici urmăriți penal. Credeți că sunt sincer cei care, iată, totuși ar putea să facă mai mult, dar tolerează? La cine vă referiți? Cei care pot lua decizii în sistem legat de cariera unui judecător. Colegiul disciplinar al CSM? Da. Nu prea am văzut activitate din partea Colegiului disciplinar al CSM în general, în privința și a altor judecători. Adică foarte rar. Deci, haideți să înțelegem că aceste colegi și, în general, componența în mare a acestor organe de autoadministrare a fost formată într-un anumit context. Da. Ultima și acolo, principiul o mână spală pe alta funcționează foarte bine. Deci e foarte greu să spargi gheața acolo și să sancționezi pe cineva din colegii tăi. Ultima întrebare. Nu știu dacă ați văzut, dar bănuiesc că ați văzut reacția venită din sistemul judecătoresc, de la mai mulți judecători și de la Asociația Judecătorilor. Bun, aici nu știu cât e de obiectivă, că domnul Clima a fost președinte la asociație o perioadă mare de timp, legată de avizul venit din partea SIS, care interpretează decizia luată de către judecător. Credeți că este o notă potrivită, adică a procedat corect SIS în momentul în care s-a apucat să interpreteze decizia unui judecător? Și a depășit atribuțiile sau nu? Nu știu dacă este tocmai de competența Serviciului de Informații și Securitate să facă acest lucru, dar... Dumneavoastră ați văzut acea notă? I-a apărut am văzut-o. Și ce părere aveți despre ea? Unele argumente din acea notă mi-au părut destul de bine punctate. Uh-huh. Acum, cine trebuia să înainteze această notă dacă trebuia să vină din partea altei instituții, este o altă întrebare. Ok. Mulțumesc foarte mult. Mai vreau să abordez și alte subiecte legate de situația din sistemul judecătoresc, dar... cred că altă dată. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, le mulțumesc și telespectatorilor. Rămâneți alături de TV8, urmează știri.